În fiecare an, spre sfârșitul lunii august, comuna Biliești se îmbracă în haine de sărbătoare. Cei mai pricepuți fermieri se adună în centrul comunei și șetalează cu mândrie munca de peste an. Așezate frumos în lădițe, roșiile durdulii îți fac ochiul în timp ce ardeii galbeni și roșii te duc deja cu gândul la culorile toamnei. Pepenii supraponderali sunt așezați pe jos la picioarele meselor, ținând tovărășie fără vicleșug cepelor roșii în obraz și vinetelor indigo. Nu există un secret pentru creșterea unor asemenea legume. Cei mai mulți participanți la concurs spun că folosesc semințe păstrate de la an la an, răsaduri proprii și îngrășământ natural. Cu două roșii din asta facem o salată pentru toată familia. Da. Păi exact, are aproape kilo, 800 de grame, 700, cam așa. Și e și zămoasă, de când era bunicii noștri odată sămânța. Da, asta e sămânță bună. Și folosiți îngrășământ? Un pic. Și îngrășământ de gras și artificial. Este sămânță românească? O parte. Dacă noi luăm sămânța din an în an, de la una la alta, sigur că e românească. Noi acum care, la ăștia le luăm sămânța. Și iar o sămână facem rasadul. Mai mari de atâta, nu știu, ei poate, dar anii atâta sunt. Până la 20 de kilograme. Niște roșii obținute din sămânța noastră de ani de zile, care o strângem, roșii. A, are jur de 600 de grame roșii. Am avut și la un kil 200, și la un kil. Unii dintre producătorii mai mari de legume consideră că asocierea este cheia pentru a rezolva problema desfacerii pe piața de profil. Cu toate acestea, ei spun că subvenția este binevenită, dar că prețul legumelor este în continuă scădere. Orice subvenție e binevenită, dar nu știu dacă rezolvă problema pe termen lung. Din punctul meu de vedere, ar trebui subvenția dată pe produs, pentru că cum e gândit programul mai pe tomate, s-ar putea la anul să ne trezim cu un blocaj și anul ăsta, de fapt, e un blocaj. În ciuda competiției strânse, primarul este convins că toți concurenții merită primul loc. Ai noștri sunt toți de locul întâi. Este doar așa ca să stimulăm în fiecare an pe cineva să zic că este un învingător. Vreau să vă spun, chiar nu glumesc, toți sunt de locul întâi. Sunt oameni care au pus suflet și au legumele cele mai bune, pot spune, nu numai din județ și din țară. Cu toate greutățile întâmpinate an de an, legumicultorii din Biliești își păstrează optimismul și credința în cel de sus. Cine e harne și muncește, are tot ce-i trebuiește. Dumnezeu ne-a dat sămânța, noi o îngrijim și lui îi mulțumim.